Команда ТВ Норд получила награду и два упоминания на пятом вручении наград за журналистику в области окружающей среды. Награды были вручены Ассоциацией журналистов-экологов. Este foarte important pentru echipa TV Nord să fie menționată în astfel de concursuri, ori trei premii luate la un concurs național înseamnă foarte mult pentru noi, ceea ce înseamnă că materialele pe care noi le facem, inclusiv despre mediu, ajung în inimile cititorilor noștri și au fost apreciate de juriu. Acest lucru ne motivează să scriem în continuare, să investigăm acest domeniu și, de ce nu, la anul viitor să mai obținem premii. Журналисты, уже принимавшие участие в конкурсе, говорят, что полученные призы – это стимул продолжать добросовестно выполнять свою работу. Мы bucur mult din partea redacției cu sens să primim acest premiu. Este o încurajare să ne facem munca mai departe și să abordăm mai des subiectele de mediu. Problemele de mediu, de cele mai multe ori, nu putem să vedem efectele lor în prezent. Efectele vor ieși la iveală abia peste câțiva ani, 20, 30, 50. Așa că, în momentul în care abordăm subiecte de mediu, facem o muncă în avans. Eu am început cu echipa mea să facem materiale legate de mediu de foarte puțin timp. E cam vreo nici jumătate de an, cred că nu avem de când am început să activăm, dar încercăm în fiecare emisiune care este săptămânală să avem măcar 10 minute să dedicăm acestui domeniu. Și asta pentru că observăm în general în mass media că se consumă mai multe informații legate de politic, economic, social, dar mai puțin de mediu. Мероприятие было организовано Ассоциацией журналистов-экологов и экологического туризма Республики Moldova, при финансовой поддержке Швеции. Experți din domeniul jurnalismului, dar totodată și din experți din domeniul protecției mediului au evaluat lucrările, s-au orientat și au evaluat profesionalismul abordării subiectului, respectarea deontologiei profesionale, de asemenea importanța subiectului pentru publicul larg, o serie de criterii, actualitatea subiectului, gradul de documentare a subiectului. Toate aceste criterii au rezultat. Pentru Suedia este important să oferim suport pentru jurnalismul de mediu și să încurajăm abordarea bazată pe evidență. Și întrucât Suedia deține președinția Consiliului UE, una dintre prioritățile de bază este tranziția verde, împreună cu securitate, unitate, competitivitate, valorile democratice și statul de drept. Jurnalistul de mediu trebuie să vină cu un mesaj foarte clar, de ce este necesar protecția, unde apar problemele, care sunt acele soluții necesare pentru a avea un mediu sănătos, benefic pentru cetățeni și totodată să trezească, de ce nu, în unele cazuri, autoritățile care nu își fac meseria sau nu au posibilitate sau nu sunt foarte vocivi în a promova anumite segmente. De aceea este important să avem acești jurnaliști de mediu. В конкурсе награды за экологическую журналистику приняли участие 20 журналистов. Участники представили 60 материалов на тему экологии.